Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine vă regăsesc la o emisiune de excepție, aș spune, având în vedere calitatea invitatului nostru, emisiunea, așa cum v-ați obișnuit, se numește Frontierele Cunoașterii, o emisiune găzduită cu generozitate de postul de televiziune Apolonia TV, cel care are grijă mereu să vă informeze cu privire la ce este nou în domeniul cunoașterii, un domeniu care, fără îndoială, este mobilizator pentru toți cei care în societate se gândesc și altfel decât în direcția personală la binele colectiv. Astăzi am onoarea să-l am în calitate de invitat pe domnul profesor Gheorghe Popa, fost rector al universității, fost secretar de stat, om implicat activ și permanent în efortul acesta spre cunoaștere, spre dimensiunea cercetării care este fundamentală, pentru că învățământ fără cercetare nu-i de conceput, după cum cercetare fără un reflex în societate, evident, ar fi inutil. Artă pentru artă, cum ar spune cineva. Domnul profesor Gheorghe Popa a avut câteva inițiative care, spun eu, au avut un răsunet nu numai la nivel național. Ele au deschis un drum nou, dacă ne gândim la un faimos program, Anelis, pe care domnia sa l-a coordonat, apoi Anelis Plus. Este, dacă vreți, câteodată în postura lui Don Quixote, bătându-se nu cu morile de vânt, ci cu o birocrație de multe ori neînțeleaptă în deciziile pe care le ia, care calculează doar bănuți de pe zi pe alta și nu vede perspectiva pe termen lung. De asemenea, domnul profesor este profund implicat în viața cetății, organizează, coordonează fel de fel de întâlniri în care încearcă să aducă în fața concetățenilor, în fața concitadinilor în primul rând, ceea ce este nou în acest domeniu atât de fascinant al cunoașterii, pentru că noi așa, știți foarte bine, am mai repetat mereu această chestiune, suntem în paradigma sau dorim să intrăm în paradigma societății bazate pe cunoaștere și evident acest lucru va deschide noi oportunități pentru generațiile care vin, pentru modul în care România se va înscrie în concertul internațional, pentru ceea ce noi reprezentăm în calitate de țară membra Uniunii Europene, un pol important de dezvoltare al lumii. Și din această perspectivă, domnia sa, așa cum spuneam, este profund implicat și, în plus, având în vedere programul domniei sale, iată, a avut amabilitatea să răspundă invitației noastre. Fiți, domnule profesor, deci binevenit și îmi pare bine că putem relua o discuție pe care am mai avut-o acum mai bine de un an, când am deschis doar apetitul spre acest domeniu, lucrurile au evoluat în timp, asistăm la transformări, de multe ori nu avem timp să digerăm ceea ce se întâmplă și v-aș provoca cu o primă întrebare. Ce se întâmplă cu programul Anelis Plus, copilul dumneavoastră de suflet? În primul rând, bună ziua tuturor telespectatorilor și mulțumesc pentru invitație și pentru oferirea unei noi oportunități de a discuta un subiect, zic eu, important pentru societate în ansamblu și în mod deosebit pentru învățământul superior și pentru cercetarea științifică. Sigur că subiectul este punctual, așa cum l-a și precizat. E vorba de proiectul Anelis Plus, care se cheamă acum Anelis Plus 2020, pentru că, așa cum spuneam și cu un an în urmă, istoria acestui proiect este cu rădăcini foarte vechi. Și aș vrea doar să trec în revistă de ce am intrat într-o astfel de operațiune la această vârstă, când multă lume se gândește că ar fi bine să stau în repaus acasă și să mă bucur de pensie. Cunoașterea nu are pensie, domnul profesor. Da, cel puțin pentru cei care sunt pasionați de ea. Așa. Atrăgeam atenția atunci în prima discuție că problema informării științifice pentru noi este extrem de importantă și nu cred că trebuie să mai aduc, pentru că e o pledoarie aproape inutilă. Și România a trecut prin niște etape destul de neplăcute de-a lungul timpului, când acest mecanism de a accede la literatura științifică a suferit diferite sincope. Prima s-a întâmplat prin 1977 și o invoc de nou pentru că a lăsat urme, când numai anumite biblioteci din București au avut posibilitatea să-și mențină abonamentele la anumite reviste științifice, în rest, universitățile din țară
Din 77 n-au mai avut decât ocazia să procure abonamente de la revistele din țările socialiste sau din țară. După Revoluție a fost o chestiune prioritară de a încerca să ne completăm colecțiile de reviste, pentru că fără a te documenta într-un domeniu, e greu să vorbești de o racordare a cercetării la realitatea europeană și mondială. Și lucrul acesta a evoluat independent, fiecare universitate, pentru că nu a existat după Revoluție neapărat un program coerent de abordare a acestui subiect. Și abia în, ați precizat, în 2005 a intrat în funcțiune un program pus pe rol în 2004 de a realiza un prim catalog al publicațiilor, se cheamă programul Rolling Nest, care este funcțional și astăzi, dar sunt numai 15 universități care fac parte din acest program, să avem un catalog național în care orice cadru didactic sau cercetător să aibă posibilitatea să vadă ce reviste și ce resurse de informare are România. Lucrul ăsta trebuie dezvoltat, ar trebui continuat. Nu există încă niciun proiect care să ducă mai departe. Proiectul a început, cum vă spuneam, în 2004, toamna 2005, și după 2007 s-a oprit. Deși, repet, infrastructura creată atunci, informația este disponibilă și astăzi. În 2008-2009, domnul ministru Anton Anton, președinte a ANCS-ului la acea vreme, a pornit deja un program prin care asigura abonament la revistele științifice, în principal pentru instituturile de cercetare, dar în paralel s-a dispus crearea unui proiect coordonat de fostul INID, Institutul Național de Documentare și Informare Științifică, și acel proiect s-a numit ANELIS. De aici vine, lumea s-a obișnuit, proiectul a fost finanțat din fonduri europene cu o contribuție românească plătită de Guvernul României și comunitatea științifică în România a beneficiat de acces la literatura științifică în format electronic pentru 2009, 2010, 2011, cu extensie până în aprilie 2012. Ce să spunem, că asta a fost o adevărată gură de oxigen pentru toți cei care folosesc bazele de date, pentru toți cei care vor să știe care este referința în domeniul lor, și vreau să spun că efortul ăsta a încercat cumva să acopere acest hiatus pe care noastră l-ați menționat, cel al lipsii de documentare, mai ales în ultimii ani ai regimului comunist. Ori lucrul acesta, să spunem, n-a fost poate înțeles pe deplin. Multă lume, auzind acest acronim, ANELIS, ridică din numeri și întreabă, dar despre ce e vorba? E vorba de accesul la baze de date internaționale, la publicații de prestigiu, care altfel, în calitate de individ, de persoană fizică, este extrem de greu și extrem de costisitor. Eu aș face o singură precizare aici, un abonament la JSTOR, care e o bază de date pentru științele sociale, pentru cele care în general investigează câmpul social, pentru o persoană fizică este $43.500. Nimeni nu-și permite să facă acest lucru. Ceea ce ați făcut dumneavoastră cu ANELIS-ul se încadrează tocmai în acest demers și trebuie precizat că nu sunt doar 15 universități, cum s-a întâmplat cu Rolling Nest-ul, care ar fi trebuit extins, nu? Sunt 64 de universități în țară la ora asta și că acest proiect a avut un debut care, cred, i-a justificat continuarea. Continui exact această idee. Un astfel de mecanism de acces la literatura științifică este esențial, cum spuneam mai înainte, și o să mai insistăm asupra acestui punct. Pe de altă parte, însă, este un proces costisitor. Extrem de costisitor. Știința orice, costă. Sigur, orice informație de pe piață, ai acces la ea dacă plătești în mod corespunzător. Și există mecanisme la nivel european de diferite forme, dar trebuie înțeles de la bun început că, cel puțin Europa de Vest, acest mecanism este pus la punct în orice universitate și institut de cercetare, fie la nivel național, fie la nivel instituțional. Acum, puțin despre istorie, ce s-a întâmplat, pentru că proiectul acela finanțat de Uniunea Europeană, după cum știți foarte bine, orice fond european
presupune un follow-up, presupune după închiderea proiectului să arăți că e sustenabil și că poate fi ceea ce s-a întreprins în anii finanțați se continuă și este în beneficiul societății. Și pornind de la acest deziderat care cerea să se creeze o instituție care să preia această operațiune, iar noua instituție să aibă în vedere un sistem de cofinanțare, adică banii care urmează să fie achitați pentru cumpărarea unei, pentru achitarea acestor abonamente, să fie nu numai de la bugetul de stat, ci și din partea membrilor, la beneficiarilor. Un lucru, după mine, esențial, pentru că conștientizează după aceea în interiorul instituției acest mecanism care este, repet, nu-i deloc ieftin. Ei, pornind de la acest deziderat, am avut această, unii am mai spus, o gândire ușor prea optimistă, alții au categorisit-o că e o leacă de nebunie, și la Iași a luat ființă, cu participarea 47 de universități și institute de cercetare, o asociație. Este asociația care se cheamă la momentul de față Anelis Plus, și această asociație e compusă din universități, institute de cercetare și biblioteci centrale universitare. La momentul fondării ei, în septembrie 2011, au fost 47 de membri fondatori. În momentul de față, asociația numără 105 membri. Și ce s-a întâmplat? În perioada 2013-2016, această asociație a crescut numeric, cum v-am spus, până la 105 membri și a asigurat membrilor săi accesul la literatura științifică în baza unor algoritmi pe care i-am votat în adunarea generală și pe care lumea l-a agreat. În proiectul care a fost finanțat de la Guvernul României prin ANCS și prin UEFIS CDI, noi am beneficiat de circa 120 de milioane pentru 4 ani de zile bani de la Guvernul României, 30 de milioane au fost cofinanțări din partea membrilor. Și vreme, deci ca să aveți o dimensiune a costurilor, da. La începutul anului, ca să aveți 2013, sigur ne-am pus la punct un mecanism și să putem urmări cum evoluează proiectul, în primul an de funcționare au fost descărcate și utilizate circa 4.500.000 de articole din informația pusă la dispoziție de resursele internaționale, iar la finele anului 2016, acest număr a crescut la 11 milioane și jumătate. Iar costul pe articol descărcat la sfârșitul anului 2016 a ajuns să fie de circa 50 de bani, în condițiile 50 de bani cost total. În condițiile în care dacă cineva ar încerca să acceseze un astfel de articol individual de acasă, încep de la 18 dolari și termină până la aproape 20, 100. Prețul mediu în jur de 20 de dolari pe articol. Deci se vede de aici care era avantajul să ai o astfel de instituție care să optimizeze costul la nivel național. Sigur că în momentul de față se punea problema ce facem mai departe, 2017-2000 în perspectiva de viitor, și asociația a participat la o competiție pentru a accesa din nou fonduri europene și anul trecut s-a scris acest nou proiect după un studiu de piață, în sensul că am avut interacții cu fiecare instituție membră a asociației și în baza opțiunilor membrilor s-a scris proiectul. Noul proiect a fost evaluat anul trecut, a câștigat competiția cu 96 de puncte din 100 și în baza acestui proiect s-a încheiat noi am semnat contractul și acum contractul este la Ministerul Fondurilor Europene pentru a fi semnat și să intre în funcțiune, sperăm noi, în luna următoare, luna iunie.
Domnule profesor, ca să fiu avocatul diavolului, vor fi oameni care vor spune mereu, bine, bazele de date sunt extrem de importante, dar iată, avem surse așa numite open source, surse pentru care nu trebuie să plătim ca să consultăm informația. Evident, e diferența între ceea ce înseamnă profesionalizare și ceea ce înseamnă știință state of the art la cel mai înalt nivel și chestiuni care sunt accesibile fără a fi plătite. Dumneavoastră spuneați că costul per unitate descărcată, per articol studiu, a ajuns undeva la 50 de bani, mai puțin decât un ziar, toată lumea poate realiza acest lucru. Ideea este că noi nu ne putem racorda circuitului internațional, nu putem trăi autist, ca să spun așa, într-o lume a noastră, o lume care și așa este foarte mică. Să spunem telespectatorilor, România la această oră mai are 15.000 de cercetători, incluzând aici toate instituțiile, începând cu Academia Română, trecând cu universitățile și ajungând la entitățile private, în condițiile în care în 1989 erau peste 200.000 de cercetători. Noi știm cu toții că, iată, medicii pleacă din țară, e o adevărată tragedie, canalele media sunt pline de astfel de știri, dar în același timp nu sesizăm că pierdem materii cenușii, pierdem inteligență în care s-a investit foarte mult, pentru că toată lumea trebuie să știe lucrul acesta. În momentul în care ești absolventul unei universități, nu ești cercetător. Cercetători te formează în câțiva ani buni, 4, 5, 10 ani de ucenicie, până ajungi să descoperi niște în domeniul cunoașterii, în câmpul pe care l-ai ales, în care îți poți fructifica creativitatea, inventivitatea, în care poți valorifica resursele și așa mai departe. Ori această realitate vine să ne demonstreze faptul că preocuparea pentru cercetare în societate, și aș vrea să insistăm asupra acestui aspect și dumneavoastră sunteți calificați să o faceți, nu se regăsește încă pe poziția care ar trebui. Cum ar trebui să gândim lucrurile astea? Ce semnal de alarmă ar trebui să tragem, pentru că e clar vorba de un semnal de alarmă, atunci când vedem că și finanțarea, și pregătirea personalului care este angajat în cercetare au de suferit? Dumneavoastră ați atins mai multe puncte importante în intervenția dumneavoastră și aș vrea să le separ un pic. Sigur. Să mă refer în primul rând la ceea ce ați afirmat legat de situația informării științifice la momentul actual. Eu am discutat acum numai despre accesul la literatura științifică în sistem, haide să spunem, quasi-clasic. Pentru că până acum, modul în care produsul științific materializat printr-un brevet sau printr-un articol științific sau o carte, de regulă apărea publicată, printată la o editură și toată lumea avea acces la această informație printr-un mecanism pus acum prin biblioteci. Odată cu dezvoltarea, sigur, sistemului informatic, a evoluat, toate aceste informații acum sunt în format electronic și accesul este mult mai simplu. Nu te duci la raft să iei o carte, ci o poți accesa de acasă chiar. Și aici fac o mică paranteză, când vă spuneam că la sfârșitul lui 2016 au fost 11 milioane și jumătate de accesări, este demn de reținut că de la calculatoarele din universități, de la birou, cum spune, de la IP-urile declarate, numărul de articole a fost cam același din 2013, 4 milioane și jumătate, restul creșterii era din acces mobil. Sigur. Deci oamenii erau s-au obișnuit să citească fie de acasă, fie din tramvai, fie de unde, din mașină unde era, pentru că este o nouă facilitate și provocarea aceasta este enormă la ora actuală. Deci informația este practic accesibilă, problema este să știi ce alegi, de unde alegi și dacă ai acces la acea informație. Și dacă îmi permiteți, să fii capabil să transformi informația în cunoaștere, că de fapt asta este cheia și lăcata mecanismului. Aici vine partea a doua și sigur că educația în continuare un rol esențial aici în a vedea cum formezi viitorul specialist și modul în care educi un student și îl pregătești încă din școală să acceseze această informație, pentru că tentația este foarte mare. Stai de vorbă cu un tânăr, păi imediat se duce pe Google sau pe internet, pe Facebook sau cine știe unde și accesează o informație care, din păcate, și aici este, cred eu, punctul cel mai important la care trebuie să ne orientăm, trebuie educați tinerii de a
fii capabil să selecteze, să discearnă între ce e bun și ce e rău. Pentru că te inundă. Nu, timpul este limitat. Îmi îngăduie să afirm că în momentul de față, și vom mai reveni probabil pe parcursul discuției, principala frână în dezvoltarea rapidă este omul. Omul nu mai este capabil să asimileze rapid toate aceste modificări. Deci robotul vine și înlocuiește o serie întreagă de funcțiuni, disponibilizează oameni, oamenii în general, tot procesul ăsta începe de jos în sus, de la servicii mai puțin calificate, ori oamenii aceia care n-au calificarea nici măcar să facă serviciul acela simplu este eliminat și împingem efortul înspre calificări din ce în ce mai sofisticate. Și care presupun multă abstractizare. Ori chestia asta presupune o gândire foarte clară a modului în care pregătești oamenii în viitor, începând cu școala și terminând cu facultatea și de fapt o pregătire pe întreaga viață. El trebuie să se adapteze de la an la an. Revenind acum, în momentul de față trăim, ca atâtea alte domenii, și în domeniul informării științifice, o perioadă de tranziție, o perioadă de foarte mare provocări. Pentru că, în momentul de față, vă spuneam că această operațiune pe care noi o desfășurăm, acces la literatura științifică în sistem quasi-clasic, este acest mecanism de a plăti anumite abonamente la informația științifică aflată în depozite electronice undeva pe servere din Statele Unite sau din Amsterdam sau undeva în lumea aceasta largă. Dar pentru a avea acces, vedeți, trebuie să plătim. Ori lucrul ăsta conține în interior un element care nu este chiar corect, dar asta e societatea. Ca să obții un rezultat științific, cheltui niște bani și cercetătorul face efort să câștige un proiect, face cercetarea, este în front cu necunoscutul, face efortul de a descoperi noul, îl pune într-un text inteligibil, îl publică și la un moment dat, ca să ai acces la această informație pe care el a furnizat-o, este pus în situație și suportând toate costurile prin să-și plătească societate, propriul articol ca propriul să-l poată citi. Așa și este. Vă dau un exemplu, că zilele astea a trebuit să fac un anumit document și nu aveam la mine extrasele și accesez un articol, dau să accesez un articol din arhivă, din 1975. Și îmi cereau 35 de euro ca să accesez propriul articol. Sigur. Deci lucrul ăsta este clar că e amendabil și reacția a fost, procesul a început încă cu ani buni în urmă, a pornit de la Harvard. Acolo corpul profesoral a reacționat și a spus, domnule, acest mecanism nu este corect și haide să dezvoltăm în paralel un sistem, ceea ce se cheamă acum open access, open source. Surse deschise. Surse deschise. Ce presupune? Deci, practic, un monstru este cumva înlocuit cu un altul. Și vă spun de ce. Că în momentul de față trebuie ca în orice proiect de cercetare să prevezi niște bani pentru publicarea rezultatului. Publici rezultatul și din momentul acela editura respectivă lasă acel rezultat liber și toată lumea are acces la el. Foarte frumos. Dar acum întrebarea este cine va publica rezultatul? Ori, sigur că cei care au contracte, cei care au surse de finanțare își îngăduie lucrul ăsta. Dar sunt atâtea exemple și dacă mă întorc la niște analize făcute prin anii 80 chiar în Statele Unite când trebuiau să opteze ce va face Statele Unite în următoarele decenii? Va investi central pe proiecte mamut de genul NASA? Sau vor împrăștia, banii vor fi dirijați înspre universități? Și analiza aceea a condus la un lucru foarte interesant. În istoria lumii s-a văzut că, de fapt, ideile mari apar în locuri laboratoare mici. Corect. În laboratoare discrete. Deci este... Și Statele Unite a abandonat. Și dacă urmărim ce s-a întâmplat cu proiectele National lor, Science Foundation, nu sigur. Mai investesc în proiecte mari. Și au mers pe proiecte mai mult sau mai puțin mici, încât, nu știu ce va face nou președinte al Statelor Unite, dar problema este că avem o experiență în spate
avem niște rezultate care ne-ar putea orienta ce strategie să ne stabilim și noi în viitor. Domnule profesor, pentru lumea profană, să spunem, în alii cercetării, noi românii suntem de fiecare dată mândri și am sesizat acest lucru la nivel de opinie publică, când elevi sau studenți români se întorc cu medalii de la confruntări științifice internaționale. Și toți pornim de la premisa că, iată, noi suntem extrem de inteligenți, că facem un efort colosal, dar că noi nu prosperăm ca societate în general datorită celorlalți, datorită celor care nu ne lasă, indiferent care sunt ei, occidentali, răsăriteni, vecini și așa mai departe, guvernanți. Toate lucrurile astea au un reflex și reflexul este următorul. Noi suntem deștepți, dar nu suntem lăsați să fim deștepți de către alții. Ori lucrurile bănuiesc că nu stau tocmai așa, dacă ar fi să luăm statistici, suntem în afara Europei în ceea ce privește numărul de absolvenți de învățământ superior la 100.000 de locuitori, numărul de doctori în științe și vedem ce scandal este în ultima vreme când doctoratul s-a transformat în instrument de politic și e folosit ca instrument în lupta politică. Și iată, ajungem la situații din acestea în care ne dăm seama că de multe ori ne punem singuri crosa la patină, ca să mă exprim neacademic. Ori din această perspectivă, cred că lipsește un tip de gândire clară. Faptul că cercetarea trece prin astfel de momente de hiatus. Iată, suntem la Planul Național Cercetare Dezvoltare 3, cu programul IDEI, cu programe tineri echipe și așa mai departe, care trebuia să fie deja finanțat de la 1 ianuarie. Lucrurile nici acum nu sunt lămurite, de-abia se caută evaluatorii la nivel național pentru a da drumul unui astfel de proiecte. De asemenea, spuneați, iată, situații paradoxale. Dumneavoastră înși vă, nu căutând să vă accesați un articol scris de dumneavoastră, trebuie să plătiți. Să menționăm faptul că în granturile de cercetare oferite din sursă internă, prin intermediul Consiliului Național al Cercetării Științifice, s-a ajuns de multe ori la situații aberante, în care diseminarea rezultatului, deci te duci la editură, publici cartea, cartea n-ai voie să o vinzi, trebuie să o donezi, te duci tu să te plimbi la biblioteci, să pui bani și așa mai departe, ca ea să intre în circuitul științific și mai apoi ca cineva eventual să te citeze, pentru că asta înseamnă indice HIRS, înseamnă vizibilitate, înseamnă posibilitatea de a accesa alte granturi. Cumva cercetătorul se transformă într-un soi de birocrat. În afară de faptul că trebuie să fii contabil pentru că trebuie să facă un deviz, în afară de faptul că trebuie să știi să facă marketing pentru rezultatul pe care îl obține, rezultatul științific, trebuie să ocupi de o groază de lucruri altele decât cercetarea propriu-zisă. Ori mecanismele astea de suport pentru cercetare se pare că lipsesc. Sau, în fine, nu sunt direcționate așa cum trebuie. Ori asta ne creează un handicap în plus. Spuneam, suntem puțini, suntem 15.000 de cercetători. La nivelul unei națiuni de 20 de milioane de oameni, înăuntru, în afara țării, n-are importanță, ne aflăm în afara Europei. Ori acest lucru cred că este de maximă urgență. Toată lumea politică, fiecare guvern a spus, pentru noi învățământul și cercetarea reprezintă o prioritate. Alături, firește, de cultură, sănătate, domeniile vitregite, de regulă. Cum ne raportăm? Ce ar trebui să facem, de fapt? Cum ar trebui să sensibilizăm decidentul și să-l facem conștient de faptul că această țară nu are viitor într-o societate a cunoașterii dacă nu investim nimic în cunoaștere? Îmi cer scuze de la început, dumneavoastră mă provocați și vă așteptați cumva să dau o soluție. Pot să-mi dau o părere și nu îndrăznesc a spune că ceea ce aș propune eu în discuția noastră reprezintă o soluție la toată gama asta largă de chestiuni pe care dumneavoastră ați ridicat-o. Indiscutabil este una dintre problemele mari ale societății românești. Ce facem cu cercetarea științifică? Și toată lumea se așteaptă că dacă se cheltuie bani de la bugetul de stat pentru cercetare, să fie salvată economia, cumva să vină un aport clar. Eu aici aș vrea să aduc câteva completări. Una, pornind de la forța umană, de la specialiștii care sunt. Ați spus că sunt circa 15.000, probabil că sunt mai mulți. Am citit recent un draft a unui articol care probabil va apărea curând, unde se face, autorul își propune exact să facă o comparație ce a fost înainte de 89 cu ce a fost după 89. E ușor nostalgic modul ăla de abordare în articol, dar comparezon, vorba cifrele franțuzului. Cifrele sunt cifre. Da, exact. Da. Dacă înainte de 89, după cum a arătat studiul acela, eram pe locul 3 în Europa ca
nivel de finanțare, unde atinsesem aproape 3% din PIB-ul țării, acum suntem undeva, suntem pe ultimul loc în Europa. Deci asta spune de la sine acum ca finanțare. Ca oameni, înainte de 89, într-adevăr, erau 270.000, după cât înțeleg, chiar din studiul de care vă spuneam, de cercetători înregistrați. Acum, probabil că sunt în jur de vreo 40.000, 30 ceva, 40.000. Oricum, este o reducere fabulos. Da. Dar nu numai că s-a redus numărul lor. Uitați-vă ce se întâmplă cu o bună parte din absolvenții de după 1989 și cei de înainte de 89, cei mai buni au plecat din foarte multe domenii. Și mi-amintesc când a luat Obama al doilea mandat, am avut ocazia să văd la televiziune un interviu al lui Obama cu ziariștii care îl întrebau cum își va onora angajamentele din campania electorală. Și a venit vorba despre migrație, care e poziția în continuare, la care i-am spus și America exact asta face, suntem deschiși în continuare de a primi specialiști din afară, dar nu pe oricine și nu oricum, ci oameni calificați care dovedesc o anumită capacitate și pe anumite profesii. Și mă rog, nu neapărat că sunt fizician, dar a fost o mare pentru mine semn de întrebare atunci și o satisfacție, că pe primul loc erau fizicieni și apoi celelalte domenii, dar mi-a arătat că în lume se întâmplă ceva și lucrurile s-au întâmplat. Crimea, Ucraina și așa mai departe, toate celelalte. Deci e clar că aveau nevoie de specialiști pentru noi tehnologii. Deci lucrul ăsta arăta niște procese care se petrec în spate. Ce se întâmplă cu... Deci aici a fost o componentă. Din păcate, o bună parte din oamenii foarte înalt calificați din România au plecat și s-au integrat perfect în locul unde s-au dus. Exact. Avem exemple atâtea în care oamenii care s-au dus au devenit oameni de succes și ne întrebăm cum e posibil. Acolo era un sistem ordonat și mi-a plăcut într-una din zile, într-o seară, domnul Patapievici a avut o anumită afirmație. Diferența este că un cetățean dintr-o țară a Europei de Vest sau în Statele Unite este obișnuit cu o cultură a procedurilor, el respectă legea și procedurile ordonate ale societății, pe când la noi rămâne arbitrare. Fiecare are altă opinie despre niște proceduri, alte opinie despre modul cum e organizat și el, atâta timp cât nu e de acord cu ceva, nu face. Ori asta înseamnă o dezordine, nu-i coerență în ceea ce ne propunem să și facem. Predictibilitate, și predictibilitate, în primul rând. Deci asta ar fi, să zicem, legat de om și de modul în care... Deci noi pierdem, pe de o parte, mână foarte bună calificată, pe de altă parte, pe cei care avem, nu reușim să-i coordonăm și să ducă la un rezultat clar. Ce dorim? Dar pentru sunt cursuri de management pentru cercetare, există cadre specializate. În fine, mă întreb dacă toate lucrurile astea pot incumba în calitate de reproș fie Ministerului Cercetării, fie, știu eu, unor segmente importante care se ocupă cu cercetarea, cum e Academia Română, care trebuie să facă cercetare fundamentală, fie universităților, adică dincolo de rules and regulations, dincolo de proceduri, dincolo de predictibilitatea sistemului, nu poți pretinde fără a finanța, fără a fi tu previzibil în solicitările tale și fără a enunța direcții clare în care să investești, nu poți deveni previzibil în fața celui care, sigur, din motive mii care țin de formamente, tradiții, cultură, educație și așa mai departe, comite gesturi de haiducii în sensul în care profită de o conjunctură și lasă lucrurile neterminate sau, în fine, începe un proiect de cercetare și nu-l duce la bun sfârșit. Pe de altă parte, ar trebui să ne întrebăm și eu am făcut și eu granturi, evident, ca orice om implicat în acest domeniu și mă întreb de ce nu acceptăm și granturi care eșuează, de ce fiecare proiect de cercetare trebuie să termine în mod absolut, cu 100% cu succes. Dar se poate să
ne oprim într-un moment, să spunem, drumul pe care am pornit nu e un drum bun. Și asta să nu devină o pată în CV-ul cercetătorului sau acelui care a avut o idee îndrăzneață și a vrut să găsească un lucru nou, nu să reia ceva care a fost făcut de altcineva. Lucrurile astea cred că țin, apropo de ce spuneați dumneavoastră, de acest tip de coordonare a cercetării, care trebuie făcut în mod profesionist. Da? Da, acum, iar s-a deschis un front de discuție. Rolul meu e să vă provoc. Da, sigur. Acum, aș vrea să reiau, am abordat puțin problema personalului, deci a persoanelor calificate. Acum, cu ce lucrează? S-au făcut eforturi foarte mari. După 2005-2006, când România trebuia să intre în Uniunea Europeană, în domeniul cercetării s-au făcut investiții și apoi cu programe europene, în momentul de față, s-au făcut recuperări importante în ceea ce privește infrastructura. Dar ceea ce lipsește cu desăvârșire aproape acum este de a menține în continuare un sistem prin care această infrastructură să poată fi utilizată la potențial, la potențialul ei. Asta înseamnă mână de lucru, deci de a găsi mecanisme de a menține oamenii în țară și să facă aici activitatea de cercetare și cheltuielile materiale aferente. Aș îngădui să fac doar o referire la o experiență a mea care o cunoșteam. În 2004, când am răspuns de cercetarea românească, eram foarte bucuroși că bugetul nostru la acel moment era în jur de 100 de milioane de dolari pentru toate institutele, universitățile. Deci ăsta era bugetul de stat, în condițiile în care numai bugetul unei universități, de tale a Universității Alexandru Ioan Cuza, în Franța, avea un buget de 250 de milioane de dolari. Deci noi nu suntem suficient de realiști să înțelegem că, sigur, țara nu are atât, dar dacă nu are posibilități, ne restrângem la cât avem și acolo, dacă avem numai suma aceea, ne concentrăm pe ceva pe care am avea șansă să obținem beneficii. Obținem un beneficiu. Ori după 89, ce s-a întâmplat? Înainte de 89 a fost un boom, practic. Cercetarea trebuia să sprijine economia, pentru că nu se mai importa nimic. Deci anul 80 până în 90 a fost, știți foarte bine, o anumită politică de stat. 95% din produse la nivelul mondial și 5% peste. Ăsta era slogan. Da, era slogan. Rezultatul care a fost? S-au dezvoltat foarte multe instituții de cercetare, au fost mult, personalul a ajuns la 270.000 de cercetători, era și o politică de stat în sensul că unitățile economice erau obligate ca 1% din bugetul de afaceri, din fondul întreprinderii să fie numai pentru cercetare. O cercetare care era la nivelul acela, într-un sistem autarhic pe care România l-a dezvoltat. A avut limitele sale, dar a avut și valențele sale. Fără îndoială. Produceam și avioane, da. Produceam de toate. Putem, bune, rele, nu are importanță, dar le făceam. Puteam duce cumva, dar lucrurile, clar, după 90 s-au întâmplat cum s-au întâmplat. În momentul de față, ce ați amintit dumneavoastră, ce e de făcut? Ceea ce este de făcut, aș spune doar să ne amintim ce făcea Brăteanu, sunteți istoric și știți foarte bine. A luat guvernul, guvernarea nu, în 1921-22, 6 ani de zile. A primit economia după război așa cum e și a adus-o la un nivel în 1926 incredibil, nu? 4.000 de kilometri de drumuri făcute. La sfârșitul mandatului a lăsat un raport. Un raport în care s-a văzut foarte clar ce au făcut. Avem noi astfel de rapoarte? Păi ar trebui accountable, ca să folosesc un barbarism, cuantificarea rezultatelor fiecare ar trebui făcută. Dar iată, noi suntem în situația, ca să deschid și alt front, în care nu zilele astea vedem cel mai mare laser din Europa, Măgurele, președintele Academiei Române provine din acest mediu, din breasla dumneavoastră, fizicienilor. E un proiect major, un proiect european, un proiect care, să spunem așa, ne pune cumva pe harta cercetării. Dar e unul singur. E de ajuns sau ar trebui să concentrăm tot efortul în acel domeniu și să lăsăm celelalte nișe în care se poate face cercetare, dezvoltare deoparte, prioritizând în raport cu nevoia europeană
acest lucru, acest institut de fizică de la Măgurele, celebru de altfel, și prin rezultatele obținute și prin această investiție, care e una majoră, nu? Iată, important. Subiectul adus de dumneavoastră în discuție e în avantajul discuției noastre, pentru că avem un exemplu în care dezvoltarea asta istorică a unui domeniu poate fi analizată foarte frumos. România a ajuns, când a câștigat acest proiect, într-o poziție din nou avantajoasă și niște circumstanțe internaționale au fost favorabile. Dar acele circumstanțe puteau să se piardă dacă nu aveam și în interior ceva pregătit. Așezat. Și care a fost situația? La acea perioadă 2009-2010, când s-a luat decizia, Uniunea Europeană luase decizia să dezvolte astfel de unități mari, majore, europene, prioritare, și pe malul drept a Rhinului, nu numai în Franța, Germania, Anglia, ci și în restul Europei. Și atunci au fost niște situații favorabile, și cehii, și ungurii, și românii, polonezii doreau să aibă o astfel de structură. Ei, momentul acela a fost pentru noi fericit, pentru că acea expertiză care exista la Platforma Măgurele, și Platforma Măgurele este de fapt un loc care a fost dezvoltat pornind tot de la un moldovean. Horea Holubei a fost cel care a pus piatra de temelia Institutului Fizică Atomică, și acolo s-au dezvoltat de-a lungul timpului, chiar în perioada comunistă, o categorie de specialiști de foarte bună ținută. Nu, România a fost a patra țară în lume care a avut laser în 1960, făcut de Agrebiceanu, tot în această platformă. E, acum s-a reiterat. A fost o mână de specialiști în domeniul nuclear care au îndrăznit să pună pe tapet o altă temă de cercetare care, după părerea mea, poate fi o temă în final de premiu Nobel, dacă rezultatele vor confirma ipotezile. Ceea ce s-a scris în proiect. Deci aici a fost această împrejurare în care Europa a fost hotărâtă să facă în zona de est, iar noi am putut pune pe masă niște rezultate și un proiect fezat. Da. El este acum în faza de a fi completat, clădirea a fost terminată, echipamentele sunt în testare, ele se aduc în tranșe. Colaborarea este în principal cu Franța, cu firma Thales din Franța, care creează aceste componente, și va fi laserul de cea mai mare putere din lume. Și există în momentul de față o echipă acolo de câteva, am înțeles că a depășit deja 100 de cercetători care sunt din toată lumea. Sunt cercetători așa cum sunt celelalte centre europene în care sunt angajați, cum este CERN-ul la Geneva. Acolo toată lumea a aflat de particula lui Dumnezeu. Bozonul Higgs. Bun. Ei, între cei 3.000 de specialiști sunt români. Sunt și români. Peste 100 de români sunt acolo, care lucrează fie funcții permanente, fie prin programele astea de colaborare a României. Or, e un procent semnificativ să ai atâția, dacă nu chiar mai mulți. Și ajungem la o întrebare fundamentală. Cunoașterea nu are granițe, nu este atributul specific a unui topos, a unui loc, a unui localități, regiuni, țări și așa mai departe. În contextul Uniunii Europene, știm că a existat acea agenda Lisabona din 2000, prin care Europa își propunea să depășească în ceea ce privește creativitatea, numărul de brevete, invenții, Statele Unite. Sigur, toate astea s-au dovedit a fi utopice, pentru că lucrul ăsta nu s-a realizat. Dar, dincolo de asta, participarea specialiștilor români în astfel de proiecte, care sunt, evident, semnificative la nivel global, nu doar la nivel național,
n-ar trebui să aibă și un reflex invers, n-ar trebui ca preocuparea noastră pentru ceea ce înseamnă domenii unde cunoașterea este localizată, etnografie, folclor, istorie, un anumit tip de geografie și așa mai departe, care presupun o aplicare spre realitatea națională mai mare, mai importantă. Sigur că și nivelul de abstractizare este altul aici. N-ar trebui tocmai ca acest domeniu să fie cel favorizat. Dumneavoastră faceți parte din breasla fizicienilor, absolut respectabilă. Știm cu toții fizica, vin la fizios, natură, e probabil un domeniu al cunoașterii atât de vast care se intersectează cu toate celelalte. Dar vorbind despre această dimensiune, ar trebui, cred că, și e important ce ați spus dumneavoastră și cred că e și un motiv de optimism pe de-o parte, ca să nu desenăm totul negru. Dar n-ar trebui oare ca în măsura în care noi suntem capabili să antamăm, să generăm astfel de proiecte sau să fim implicați în astfel de proiecte, să dezvoltăm astfel de nuclee, nu numai la Măgurele, ci iată, putem să o facem la Iași, la Cluj, la Timișoara, în alte centri care între timp s-au specializat. Țin minte, ca să folosesc exemplul pe care l-am dat cu Măgurele, iată, era un centru foarte serios de fizica plasmei la Iași, nu? Se leagă cumva. Iar ați deschis alte fronturi de discuție. Așa și trebuie. Sigur că sunt foarte multe elemente la noi care merită să fie abordate și să facă subiecte de cercetare științifică. Și la nivelul țării, așa cum ați invocat dumneavoastră, există cumva o partajare și un fel de specializare. Pe fiecare centru universitar există un anumit domeniu care s-a remarcat și are anumite rădăcini istorice și a creat ceea ce avem nevoie de școală, școală propriu-zis. Sigur că în fizică există la București Centrul Măgurele, care reprezintă practic cea mai puternică formațiune și rezultatele. Sunt 5 institute acolo. Și apropo de Analiz Plus, noi avem acolo statistica și vedem cât citește lumea. Ce ei, se citește acolo? Și ce se zice? Ei, acolo sunt practic cei mai mari consumatori de literatură științifică. Și asta este spre onoarea lor. Clujul este cu o tradiție de la Ioan Ursu și înainte de Ioan Ursu pe studiul corpului solid, pe anumite proprietăți ale corpului solid, academicianul Haiduc pe chimie. Iașul este foarte bine reprezentat pe macromolecule, pe Institutul Petru Poni, Centrul de Fizică, Institutul de Fizică, pe corp solid, de asemenea și magnetism, împreună cu Universitatea Cuza și, sigur, amintează de fizica plasmei. Sunt deja aceste, nuclee, să zicem, specializări și nuclee care, dacă nu există în continuare o gândire la nivel de țară, riscăm să le pierdem și aceste centre care încă dăinuie, încă își exprimă prezența pe și au avut reziliență, dincolo de toate vitregiile la care au fost supuse. Păi ne uităm numai cât au plecat din aceste facultăți de fizică din Iași, din București, din Cluj, din Timișoara, în străinătate. Sunt sute. Ei, o parte din ei au decis să se întoarcă. Dar dacă n-ar trebui să ajungem ca ei să regrete că s-au întors. Trebuie să fim capabili, spunem, omul potrivit la locul potrivit. Și dar lucrul ăsta, sigur că merită și trebuie analizat. Asta e o chestiune obligatorie. Acum, ați propune o soluție. Soluția, după mine, și se discute de ceva vreme, un proiect de țară e termenul foarte pretențios, dar categoric pentru România a lipsit așa ceva. Sigur. S-a refuzat ideea de planificare pentru că este o idee, venea din trecutul nostru, da. 4 ani și jumătate, și un cincinal în 4 ani și jumătate, niște sloganuri. Da. Dar nu există nicio țară în lumea aceasta cât de dezvoltată sau să nu aibă cât de cât o proiecție pe un număr. Și o planificare. Și o planificare pe ce? Care sunt resursele? Care sunt elementele cu potențial de susținere și de creștere a acelei țări? Ei, din punctul ăsta de vedere, cred că noi suntem deficitari. Am rămas deficitari, ca să fim într-un termen acceptabil.
Doamne profesor, este, am făcut așa un vol d'oiseau, ca să spun, am trecut, am văzut vârful icebergului încercând și eu recunosc că n-am fost foarte coerent, am încercat să deschid, tocmai profitând de experiența dumneavoastră, multe câmpuri de discuții, multe fronturi, pentru că e o tematică care trebuie să intereseze. A privi mereu doar dintr-o singură nișă ne creează câteodată confortul că stăpânim foarte bine nișa respectivă, dar de fapt nu înțelegem întregul. Ori întregul se prezintă la aceste dimensiuni pe care dumneavoastră cu atâta bunăvoință ați încercat să le exprimați. Sunt convins că o astfel de discuții poate dura foarte mult și sunt multe lucruri de abordat. Aș vrea să vă întreb și să vă las dumneavoastră, evident, mesajul acesta de a încerca să conchideți vis-a-vis de ceea ce s-ar putea face. Ați spus mereu, eu îmi asum această soluție cu titlu personal sau e părerea mea, evident, subiectivă vis-a-vis de ce ar trebui făcut. Dacă ar fi să concluzionăm, de la înălțimea experienței dumneavoastră, a vârstii, a faptului că ați trecut prin regimuri diferite, ați cercetat și înainte de 89 și după 89, ați format specialiști, sunteți o personalitate recunoscută în domeniu care, trebuie să facem și această precizare, a avut implicații administrative. N-ați fost doar un cercetător, ați și administrat universitatea, un minister, un domeniu important. Cum ați, care ar fi, să spunem, un mesaj general? Ce ar trebui să se facă, în opinia dumneavoastră, ca lucrurile să reintre în albi, să reintrăm într-o normalitate firească, predictibilă, în care să avem certitudini și în care meseria aceasta de cercetător, în general, sau cercetarea în general, să se bucure de un statut firesc, așa cum îl are în toată Europa? Da, de nou, e provocatoare toată această problemă care mi-a spus-o. Într-o frază, dacă îmi spuneți, e suficient. Spune așa, că... în primul rând, trebuie să pornim de la a ne clarifica. Vrem să, să punem țara asta pe un făgaș, cum trebuie. Vrem? Ne dorim acest lucru? Toată lumea o să zică da. Ei, dacă suntem de acord că trebuie, atunci să avem fiecare acea disponibilitate de a ne asculta unul pe celălalt, de a așeza la masă, și aici sigur că intervine factorul politic. Dar acești politicieni trebuie să înțeleagă să se asculte unul pe altul, să ajungă la o idee comună care să rămână coloana vertebrală a unei dezvoltări, a unei strategii pe care țara asta urmează să o dezvolte. Am avut experiența unei întâlniri cu o delegație din Coreea de Sud, chiar imediat după Revoluție. Și îmi spuneau că după războiul din 52, ei au stabilit o strategie de dezvoltare a Coreei. 32 de specialiști au lucrat la ea, tineri. Unul din ei trăia încă în universitatea de unde venea delegația, la Iași. Și a urmat acea strategie din 1952, indiferent de guvernele care au urmat. Deci stabilitate. Stabilitate și predictibilitate. Pentru că, uitați-vă, o să zicem bine cu cine. Aici mă îndresc spre universități. Avem o forță extraordinară în studenții pe care avem, care au mintea liberă, au mintea neînregimentată. Domnule profesor, cu gândul la ei, vreau să vă mulțumesc în mod deosebit pentru că ați acceptat invitația mea, să vă smulg promisiunea că veți mai veni, pentru că aveți multe de împărtășit și cred că postul Apolonia TV este tribuna potrivită pentru cei care ne urmăresc, sunt interesați de frontierele cunoașterii. Doamnelor și domnilor, până la proxima întâlnire, toate cele bune!